Bună ziua și bine v-am găsit la un clip. Da, și se pare că avem confirmarea update-ului. Dragi jucători, distribuirea itemelor nu va fi posibilă la deschiderea serverului. Aceasta va fi deschisă, dar într-o dată ulterioară. Asta e, toate cele bune, echipamentindai.ro. Și se pare că avem actualizare. Actualizare 19.4. Momente divine. Actualizarea 19.4 vine la tine cu măreața puterea zeilor. Încântă-ți caracterul cu magie divină a costumelor aura și oferă o viață nouă însoțitorilor cu reînvierea însoțitorilor. Ce te așteaptă început cu data de 17 iulie? Divin, costum aura. Costumele aura învăluie caracterul tău cu aură divină și de asemenea îi întărește puterea cu statusul altor obiecte. La fel ca și cu eșarfele, poți transfera statusul de pe costum aura. Poți utiliza următoarele obiecte pentru transfer: brățări, coliere, cercei și scuturi. Costumele aura pot fi îmbunătățite până la nivel 250 și îți modifică înfățișarea la fiecare 50 de nivele. Puternic, precum un dragon mount nou and însoțitor. Mountul magma, cred că asta e de aici. Mountul magma și însoțitorul mini Dal te așteaptă să se alăture în aventurile tale. Ambii însoțitori vor găsi în curând drumul către magazinul de obiecte, așa că păzește-te. Mount Magma Dragon. Acest mount puternic va instaura teroarea în inima fiecărui dușman. Magma Dragon planează asupra pământului, își arată dinții ascuțiți de dragon și scuipă foc. Îți oferă 25% viteză de mișcare, 1,5% pe vetrele, 100% putere împotriva moștilor. Însoțitor Minidal. Versiunea mini a gărzii Dragonidal. Minidal îți oferă 2% PV și 20% împotriva moștilor. Fantastic. Reînviere însoțitor. Doze de proteine divine te ajută să îți readuci la viață însoțitorul. Numărul de obiecte necesare depinde de nivelul însoțitorului. Însoțitorul mort va reînvia apoi cu 80% din vârsta originală. Poți găsi obiectul pentru aceasta în magazinul de obiecte. Numărul maxim de oameni a crescut de la 99 la 999. Ai cam înțeles? Distracție plăcută că pe oameni 2. Actualizare 19.4. Costum Aura. Cu actualizarea 19.4 poți evolua caracterul tău cu aură divină, de asemenea poți întări puterea cu statusul altor obiecte. Poți afla aici cum funcționează noile costume aura. Primești costum aura. Nu este necesar un nivel minim. Un nou slot de echipamente disponibil pentru costumele aura. Disponibil în campanii speciale, în magazinul obiecte. Poți fi fabricat cu o șansă 20% la NPC-ul Baego. Materialele necesare sunt obținute de la Razdor, Nembere, Berasitor și Jotun, Trini, Temnițele, RX. Următoarele materiale sunt necesare pentru fabricare: 200 de fragmente, o piatră intermediară, haos, o vopsea specială și 25 de milioane. Îmbunătățire, evoluție, costume aura. Spre deosebire de șarfe, costumele aura au nivele și pot fi îmbunătățite. Runele aura de gheață sunt necesare pentru ridicarea nivelului. Aceasta pot fi colectate de la toți monștrii. Monștrii de la nivel mai mare oferă un număr mai mare de rune de gheață. Rata de absorbție a statusurilor crește cu fiecare nivel superior. Costum Aura necesită XP pentru a putea fi ridicat în nivel și dezvoltat la NPC Teohuandan. Costum Aura are 250 de nivele și schimbă fățișarea la fiecare evoluție dintre următoarele nivele. Na bun, deci, băieți, la început de server nu avem distribuie. La revedere!